secretarul Asociației Contact Cultural. Am invitat astăzi pe domnul Walter Ubelhardt, scriitorul, autorul cărții În umbra lui Shakespeare. Este o carte, eu am citit, o carte deosebită, vă recomand să o citiți absolut toată lumea, se găsește la Cărturești, nu? În, da, în Baia Mare. Și la Mara Libris. Și la, în cadrul Mara Libris, da? Eu am mai multe librării. Și de ce spun că este extrem de utilă? Pentru că e și foarte frumos scrisă, foarte fluentă, plus că cuprinde foarte multă istorie despre Baia Mare și despre zonă, practic. Nu doar despre Baia Scrie. Și despre Baia Scrie și Cavnic, nu? Și Băiuț. Zona Maramureșului, care e renumită, cunoscută ca și zonă de minerit. Exact, exact. Da. Și atunci, aici avem cărțile, este în limba maghiară, avem în limba română, în limba germană și mai este în engleză, nu? Mai este traducere. Am înțeles că, din ce am citit, se va traduce și spaniolă. Și spaniolă și italiană. Foarte, foarte frumos. Dar acum la noi în zonă, eu mă gândesc că maghiară, română, astea ar fi principale. Și româna e cea mai... Da, da. Engleza probabil pentru tineret, cred că ar fi atractivă. Și germana, bineînțeles, cu multă căldură. Noi aici întotdeauna v-am recomandat să învățați limba germană. Știți că avem și cursuri. De ce nu? Pentru că acolo e viitorul, să spunem așa, în paranteză. Bun. Despre carte. Aș vrea să vă întreb, cum ați început? Care a fost ideea? De ce ați considerat că este important și cum s-a ajuns, practic, la concluzia că piese de teatru ale lui Shakespeare ar fi fost scrise de Iohannes Banfi Hunyadi? Sigur, începutul este, nu pleacă direct de la personaj, ci pleacă de la întâmplare. Întâmplarea a fost la Băiuț, unde, într-o zi de toamnă frumoasă, așa, de luminație, m-am întâlnit cu un domn în Cimitirea, a venit la mine și mi-a spus, știa că eu vreau să fac monografia a comunei Băiuț și mi-a spus că ar avea ceva interesant pentru mine. Și mi-a arătat o monedă care a spus că este moneda localității Băiuț. O monedă foarte interesantă, din 1630. Și, sigur, te surprinde să auzi că o localitate de dimensiuni nu foarte mari are o monedă proprie. Am venit, sigur, la Baia Mare, am căutat, am scormonit, așa. Am găsit că majoritatea localităților minerești, prin arendașii minelor, își plăteau muncitorii minerii cu astfel de monede. Monede foarte frumoase, cu simboluri frumoase, unelte, minerești și așa mai departe. După care am găsit că aceste monede, designerul lor, să zic așa, în ghilimele, să vă sunt în termen modern, a fost un argintar din Baia Mare care ajunge la Londra, devine celebru cumva acolo la un colegiu, după care se pierde urma. Aveam doar un indiciu că îl cheamă Ioan Argintar. Era, de fapt, un pseudonim, practic. Și, sigur, curiozitatea specifică umană, m-am împins să merg pe urmele lui, să caut, am găsit numele lui real. De acolo a fost un pic mai ușor, pentru că, având un nume, deja pot să cauți. Dar și așa a fost destul de complicat, pentru că apărea sub diferite denumiri. Mă tot întrebam de ce se ascunde oare așa. Dar era pe vremea când el fiind și pasionat de alchimie. Alchimia nu era foarte agreată de biserică și așa mai departe. El fiind chiar fiul de episcop. Protestant. Protestant luteran. Fiul tatălui a fost episcopul luteran de Baia Mare. Și cred că de asta se ferea mai mult. Și apărea sub diferite pseudonime chiar. Iar chestia cu Shakespeare a ajuns într-o etapă în care
un fel de tablou al comunității londoneze în care el s-a integrat cumva. Și am observat că acea comunitate, de fapt, erau cei din jurul lui William Shakespeare. Deci era clar că se cunoșteau și făceau parte din același grup. Și am mers un pic mai departe și mi-a pus întrebarea, știind că opera lui Shakespeare este pusă sub foarte multe semne de întrebare, am zis, hai să vedem, poate a contribuit și el acolo cumva, a zis un cuvânt, a zis ceva. Și a fost interesant să găsesc că și în literatura română, sau nu în literatura, mă rog, în mediul cultural românesc, au apărut câteva semne de întrebare legate de anumite similitudini între opera lui Shakespeare și anumite legende din zona noastră, care nu se pot explica. Noaptea de Sânziene, nu? Noaptea de Sânziene, despre regele Lear, și ar fi în opera lui Shakespeare, ar fi regele Lear. Exact, regele Lear, da, care în Anglia n-a fost un rege Lear. Exact, nu a existat, exact, da. De asemenea, sunt foarte multe, e o listă întreagă de elemente pe care le-am găsit și care m-au îndreptat cumva, poate subiectiv, am văzut subiectiv, că ar putea fi Iohannes Maffei ales în spatele acestor teme. Pentru că el a fost în preajma cu Shakespeare, a venit din această zonă, de unde vin aceste legende, deci cumva ar fi fost cel mai îndreptățit să fie el vinovatul în ghilimele că a dus mai departe aceste povești. Sunt prea multe elemente ca să te facă să spui că e o coincidență. Există ca și în telepatie, este acele celebre cartele Zener, în care dacă din 10 cartele doar 3 se potrivesc, atunci este coincidență, dacă 7, atunci există un mesaj telepatic. Tot așa, aici deja din, să zic, cred că sunt cel puțin 10 sau 12 opera lui Shakespeare care sunt prea bătătoare la ochi, ca nume de personaje, ca legende și mai departe să vină din această zonă. Desigur, e un subiect care e încărcat de mult subiectivism, să zic așa, și tocmai de aceea nu am scris-o sub forma unui studiu științific, pentru că nu sunt pe principiu că adevărul e la mine. Dar știința se ascunde, după cum am citit, în spatele literaturii, a poveștii. Exact. Și eu cred că e foarte bună ideea asta care ați adoptat-o sub formă de poveste, de literatură. Da. Pentru că așa e foarte atractivă. Foarte, foarte atractivă și, cum spuneam, foarte fluentă. Dacă ar fi fost strict un material științific, poate că lumea ar fi avut impresia că este ceva abstract, ceva rece, rigid, da, stilul acela. Și așa atrage mai multă lume. Iar, practic, dovezile, care, bine, considerăm că sunt, da, niște dovezi, da, ies în evidență oricum. Exact, exact. Sigur, critica este, ar fi fost și în ambele cazuri, și dacă era o lucrare științifică, și în acesta, dar e nevoie de critică, adică e nevoie de oameni care să te stimuleze, practic. Da, dar încă o dovadă foarte interesantă ce am regăsit în carte este placa comemorativă, nu? Al Banfi, Iohannes Banfi, din Biserica din Londra, din Biserica Sfântului Leonard. Da, da. Este familia Cuniades în Londra a devenit foarte celebră la un moment dat. Au un blazon în Biserica Sfântului Leonard, iar fica, asta sigur o să apară în volumul al doilea, fica lui Banfi se căsătorește cu ducele de Kent de pe vremea respectivă, deci intră în familia de Kent și au un parcurs foarte, un parcurs în nobilimea engleză. De exemplu, nepotul
ginerele lui Johannes Banfi este șeriful Londrei, nepotul lui devine arhitectul șef al Londrei, deci el însuși devine profesor la universitate, predă și la Oxford un pic, e profesor titular la Colegiul Grestan. Și aici este foarte interesant pentru că la Colegiul Grestan era ca profesor doar dacă nu ești căsătorit și trebuie să fii celibat. Pe el l-au acceptat căsătorit, ceea ce denotă faptul că era o valoare foarte mare dacă au regresul peste reguli. Dacă au făcut compromisul. Au făcut acest compromis, înseamnă că au avut un motiv foarte mare. Așa. Acolo, la Colegiul Grestan, a fost la început asistentul profesorului Kenneth Digby și ulterior devine profesor de matematică și filozofie. Acolo îl cunoaște și pe Ben Jonson. Ben Jonson e un alt scriitor cunoscut, un dramaturg, literatura engleză și desenvârte într-un cerc foarte, foarte select în Londra. În cerc se pierde urma, nu mai pomenește nimeni de el, nu mai apare nicăieri. Eu când am început cercetarea, pe Wikipedia era un ciot, cum se spune. Da, așa. Puțin, acum o să găsiți foarte multe lucruri despre el. Foarte greu am reușit să pătrund în biblioteci sau știu, în arhive. Din păcate, arhiva în Colegiul Grestan, am înțeles că într-o ars sau... Deci, foarte greu am reușit să obțin documente. Dar cu ce am obținut, am fost foarte încântat și chiar recent, pentru că povestea când mergem mai departe. Chiar recent am găsit o carte pe care este la Manchester, în bibliotecă, care aparține lui și care are planșe de alchimie. Și chiar, să zic, făcea grafică și picta. El a fost inventator, profesor, scriitor, a inventat foarte multe lucruri. De exemplu, o vopsea care nu se șterge, făcea vopsele pentru Victor. După aceea, sticla colorată, un anumit tip de sticlă colorată, a inventat dinții artificiali. Alchimiștii, căutând aurul, cumva colateral mai ieșea și mai ieșea ceva care în ziua de astăzi e foarte util. Extrem de util, da. Sau termometru cu alcool. De perpetu mobile, așa. Deci a fost un Leonardo da Vinci, așa, un mic Leonardo da Vinci. De Baia. Așa. Da. Și încă ceva foarte, foarte important, pentru că acum eu sunt foarte curios și mă gândesc că oricine o să citească cartea să fie la fel. Gata, pentru că suntem în zonă. Castelul Lisibona. Da. De care ați menționat o carte prin munți, prin păduri, unde merge eu, da. Zic, noaptea foarte frumos. Există, deci, unde s-ar putea vedea niște ruine măcar? Sunt ruine pe Valea Băcutului, deasupra Castelului Pocol. Am înțeles, pe asus, pe deal, dar sunt doar așa, niște pietre, ruine, dar să știe că acolo a fost cetate. E, dar cel puțin zona... Cetatea e mult mai veche decât perioada respectivă, dar a fost, perimetrul respectiv a fost arendat de către olandezul Lisibona și atunci castelul a fost de asemenea pentru o perioadă proprietatea lui și acolo ascundea el, Da. Am înțeles. Și fortăreață foarte ascunsă pentru... Păi rezultă din carte, dar e extrem de enigmatic. Chiar la început, nu? Da. Chiar cu asta, cu episodul ăsta, începe extrem de enigmatic noaptea. Eu sunt carte din care ceva sursă de bani. Poate găsești aur, ori. Deci un fel de zonă pe pustulată. Da. Eu aș zice că cartea așa pe global are parcă și gradientul ăla pe zona pe pustulată. Da. Și cu atât mai mult e mai fascinantă. Și cumva mie, deci din nou personal, mi s-a părut că seamănă mult cu cărțile astea lui Dan Brown.
tot așa cu multe conspirații secrete, misterii. Nu știu, n-aș vrea să... Mulți, am mai spus și altul lume că da, merge pe o, da, pe o zonă enigmatică, gen Dan Brown. Nu știu dacă a vrut neapărat să iasă așa. Enigma totdeauna a fost o atracție pentru oameni. Dacă să nu păiam și într-o zi, de-aia zic, așa ceva, totuși, are consistență. Da. Nu e neapărat o carte care o citești într-o zi, având în vedere că nu, mai sunt și alte activități, dar totuși, așa te ține că... Sigur, există o anumită categorie de cititori în această carte. Am întâlnit persoane la care au spus, pare rău, nu m-a prins cartea, sau n-am putut să o deschid măcar, așa. Alții care au citit-o într-o singură zi au fost foarte mulți. De exemplu, în Kavnik, sigur că mi-a plăcere să aud că se prăbuta cartea pentru 24 de ore. Acum e bine că este la Cătulești. Da. Și prețul e bun. Da. Deci nu se poate spune că este vreo 30 de lei. Cartea nu are o criză financiară. Înțeleg, dar mă refer la oameni în ideea în care nu ar trebui să caute, să împrumute de undeva. Pentru că toată lumea acum și-ar putea fi unde să cumpere. Părerea mea, da. Nu e o sumă, nu spune că costă 300 de lei. Da. Atunci, ok, ne gândim că hai că împrumutăm, că poate nu permit. Da. Păi acum la o sumă de 340 de lei pentru carte, eu zic că... Da, se poate împrumuta și de la bibliotecă. E una din cărțile des împrumutate. Și sigur, e pentru mine ca și debutant. Eu sunt un scriitor debutant, nu am un istoric. Pe parcă aveți vreo 5 cărți în spate. Nu sunt un scriitor. Am mai scris cărți la de știință, fiind biolog, dar nu partea asta de beletristică n-a fost domeniul meu. M-a obligat în ghilimele situația, cumva să pachetez povestea. Și am zis, nu mai are calea științifică, are calea beletristică, fiind un subiect așa mai sensibil. Pentru că totuși, eu sunt ca formație de știință și îmi plac lucrurile. Da, bineînțeles, dar eu absolut așa. Trebuie să fie totul părțit pe clase, categorii, dovedit de demonstrat. Exact. Dar și aici, așa cum am spus, sunt multe dovezi, sau cel puțin semne de întrebare, care ar duce spre autenticitatea poveste. Adică, prea multe coincidențe. Este acum un concept legat de astfel de teorii sau în care sunt foarte mulți care resping imediat ceva, ceea ce nu este foarte, foarte clar. Și atunci a apărut acum un concept care în engleză what if, da, și dacă. Și dacă este cumva adevărat. Și de-aia nu e bine întotdeauna să ne îndoim imediat, să respingem orice teorie, că s-ar putea peste... Și s-a dovedit de-a lungul timpului lucruri în care poate nici nu ne închipuiam sau ajuns să se întâmple într-un viitor mai mult sau mai apropiat sau mai depărtat. Cine credea că vom avea telefon mobil cu 30-40 de ani sau în pălăria noastră. Deci nici nu visam la așa ceva. Și acum e deja așa o chestie banală. Sunt multe lucruri care... Plus, s-au descoperit... s-au răsturnat foarte multe teorii de-a lungul timpului. De la medicină până la, nu știu, chimie sau așa mai departe, matematică. S-au descoperit formule care erau considerate nerezolvabile. Da, exact, ca și formula aceea prestigioasă lui Euler. Da. Mai vreau să întreb și tot așa pentru cei care vor citi cartea. Casa lui Iohannes Banfi, în Baia Mare. Da. Este casa natală. Deci da. Acolo... Și unde avea atelierul? În subsol. Este o casă în centru vechi. E o proprietate privată. O casă foarte frumos renovată de proprietar. Și acolo pare că s-ar fi născut și a stat până la vârsta de cel puțin 17
15 ani. Dar relativ la arcadele alea de pe strada Dacia, da. Care exact casă, clădire? Exact cum se zice pe strada Dacia, în cel da. Care, pe partea stângă, este acum un hotel acolo. Ah, înțeleg, da, este ceva Dafin. Diafan, așa. Da, deci aia e clădirea. Aia este clădirea unde s-a născut. Na, dar pe aia vreo 3 etaje, nu? Da, casă de episcop. Da, da, era mare voie. Într-adevăr. Și e foarte important de amintit că tatălui, nou episcopul, a făcut școala cu Martin Luther, efectiv. A fost elevul lui. Elevul. Elevul lui Martin Luther la Wittenberg, a studiat. După aceea a fost preot la Debrecen, după aceea la Tășnad, Satul Mare. După aceea a venit preot la Baia Mare și a devenit episcop. Și tatălui a scris câteva lucrări de teologie. Iar Iohannes Banfi, în copilărie, a urmat celebra școală, Școala Rigolina, pe care până așa puțin se vorbește în Baia Mare, și care se găsește tot în centrul vechi, cumva vis-a-vis de Casa lui Natală, care a fost universitate. Este o universitate unde, la acea vreme, eu am găsit în arhivă și matrixul școlii, s-a predat și în engleză. Sigur, mare lucru pe vremea. Exact. Și nu erau legăturile așa de puternice, să zic, cu Anglia. Dar existau, pe vremea respectivă, pe vremea universității, erau schimburi de studenți, mai ales cu Olanda. Deci se mergea în istoriste cu studenții care s-au dus la, au primit bursă să meargă la Leiden în Olanda și chiar la Londra, în Italia se duceau. Deci era un schimb, veneau studenți de acolo aici. Deci trebuie să ne gândim atunci că zona noastră, Transilvania, nu era, era la un nivel, adică era la un nivel economic și de importanță egal cu Occidentul. Nu, noi avem, din păcate, ne simțim, nu știu de ce, un pic mai în fața Occidentului. Da, ne inferiorizăm. Inferiorizăm. Da, asta e problema. Da, da. Dar nu era deloc calitatea învățământului de aici. Dar le-a fost fric un pic, cred că, de Mihai Viteazu. Păi, de Mihai Viteazu o să apară pe lucrurile. Foarte, mai aștept. Deci, mă gândesc că un pic a fost frică problema. Pentru că Mihai Viteazu nu a avut marile biruințe în toate zonele. Da, da. Și era chiar în perioada respectivă. Bafi chiar a lucrat un pic pentru Mihai Viteazu, a făcut stema și era blazonul. Blazonul Mihai Viteazu venea la Baia Mare. Deci, deci Baia Mare nu e orice. Da. Cum are impresia multă lume. Adică și asta de cel mai important era nordic, până la urmă. Da, da. Sigur, nu toată lumea de aceeași părere. Mie îmi place umorul morul mineresc de aici, de zonă, și așa, mor sănătos și cei din Baia Scrie spun că Baia Mare s-a format să aibă unde întoarce autobuzul numărul 8. Da, da, așa. Cei din Sighet spun că când a fost Sighetul oraș, Baia Mare a fost un sat. Sigur, nu e adevărat, dar Baia Mare, sigur, a fost un oraș cetate, chiar dacă n-a fost cetate, dar situl de orașului îi dau un devenire de burg. Burg, în germană, înseamnă cetate, dar nu înseamnă neapărat ca localitatea respectivă să aibă cetate, ci doar să fie ca și o fortăreață, să aibă un zid. Da, să fie împrejmuit și poate și o mână, din ce am auzit, se mai numea târg. Sau târg, da. Nu? Cred că burg, în sensul, da, ar fi, după dicționar, cetate. Dar poate că și târg se poate spune, la nivelul lui Baia Mare atunci, pe lumea. Limba germană, cetățean, este bürger. Iță. Da, și tot, și română cetățean, om al cetății. Chiar acum colaborez la Băiuț cu primăria și ne gândim, există acolo un multiculturalism foarte frumos, ca și Baia Scrie de altfel. Și legat de denumirea limba germană a Băiuțului, apare în
la Institutul Național de Statistică, Elizabeth Burg, cetatea Elisabete. Și unii se întreabă, bun, dar n-a fost nicio cetate la Băiuț. N-a fost nicio cetate, dar fiind o zonă industrială, zonele industriale erau asociate orașelor, iar orașele erau burguri. Și iată că o mică comună poate să devină un burg, un mic burg. Da. Dar în Băiuț, cum ați scris în carte, că se numește Capătul Lui, că... Da, da, este... Chiar am discutat... Domnul fundat, cum se zice. Chiar am discutat că dacă pentru unii avea o conotație oarecum negativă, da, acolo, Capătul Lui, am discutat și vreau la Băiuț să schimbă această conotație într-una pozitivă. Pentru că Capătul Lumii sună foarte, poate să sună foarte atractiv. Da. Auzi pe multe lume spunând, vine să merg până la Capătul Lumii. Da, da, da. Zahai la Băiuț. Da, exact. Băiuțul are un potențial fantastic. Eu o să merg neapărat, mi-am propus acum în curând, pentru că vreau să merg și eu cimitirul ăla de care ați scris în carte undeva, ați întâlnit cu Vili. Și asta e întrebarea, Vili mai trăiește? Există? Sigur că da, sigur că da. Există ca și personaj. A, înțeles, că sunt foarte curios. Și da, acum, chiar de ce nu, sincer, m-am gândit că aș face o filmare și așa. Poate ne arată pozele alea, monede, da, 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 nu? Ar fi interesant și dacă e o vreme bună, poate chiar în aia liber, în cimitir. Da. Și plus că ați mai, tot în carte apare despre ceva, un mormânt al unui conte sau da, cavaler. Cavaler, care are legătură cu Baias. Nu, nu, Berks. Care are legătură cu Baias Bie. Familia Berks a fost în Baia Spie, cred că domnul Berks, tatăl celui la care m-am mutat, a fost șeful flotației din Baia Spie și cred că și cetățean de onoare a orașului Baia Spie, dacă bine am știut. Tatăl lui m-a mutat, cred că în Baia Spie, fiul lui a devenit cavaler și e m-a mutat la Băiuț, pentru că Berks, familia Berks și în Băiuț a lucrat la partea de flotație. Deci o familie veche, nobilă, să zic așa, care... Și deci înseamnă că toate repedele astea le putem găsi la ora actuală, în zilele de noapte, eu chiar mă duc acum zilele următoare, sunt foarte, foarte curios. Și încă ceva mai apare despre Băiuț, clădirea în care sunt însemnele acelea masonice. Nu sunt neapărat masonice, sunt ale Frăției Minerilor. Minerii aveau țineau foarte mult unul la celălalt și aveau un fel de club. Un fel de club al, sigur, nu al minerilor simpli neapărat, al inginerilor sau știu, al arendașilor și mai departe, și care aveau o structură foarte frumoasă aceste cluburi și care ajutau foarte mult comunitatea. Frăția Minerilor se vede și ziua de astăzi. Există și în Baia Mare, și în Baia Spie, și în Cavri, cred, poate, la Biserica Catolică. Nu știu dacă ați fost vreodată, cred că în... De obicei, de ziua Minerului se întâmpla, dar acum poate să fie de Sfântul Ștefan, parcă acolo, sau de... vine o sărbătoare religioasă când minerii se îmbracă foarte frumos, cu lumânări. Deci este un fel de ritual al Frăției Minerilor foarte vechi. Da, dar am zis de masoni. Pentru că tot așa din carte, cumva, se dezvoltă și linia de la Roza Crucieni. Da, sigur. Masonerii a apărut mult mai târziu. Prin secolul XVIII, nu? Adică mult mai târziu. N-a apărut pe perioada lui Banfi. Banfi a fost în cercetările mele în Roza Crucian. Roza Crucian erau tot așa un fel de grupare, să zic, discretă, care se ascundeau cumva, fiind oameni de știință, se ascundeau de biserică, ca să poată comunica, să poată schimba păreri, știință. Și să nu niște rugul aprins în centru orașului. Exact. Și atunci s-a născut acest Roza Crucieni, care are o
ale Confilianței Luterane, pentru că roza și crucea erau trandafirul și cruce, care este un simbol luteran. Și roza cruceană a fost o mișcare foarte elevantă și elegantă, să zic așa, care a pornit în Germania, s-a extins în Anglia, așa. Deci, da, dar e important de menționat, zic eu, măcar acum și în cadrul ăsta, că mișcarea roza cruceană nu era anti-creștinism. Nu, absolut. Că foarte multă lume, cumva, nu știu, confundă, când aud de mișcări din astea, toată lumea se gândește la conspirația aia de anti-creștini. Nu erau anti-biserică, doar că biserica nu înțelegea pe ei, pentru că ăștia, ei urmăreau dezvoltare științifică, ceea ce e și normal. Cred că n-am fi ajuns astăzi în punctul ăsta. Eram tot la sapă de lemn dacă nu existau mișcările astea. Și foarte important ca lumea să știe, să nu creadă că erau niște anti-creștini. Nu, așa este. Și acum, nu știu, despre masonul nu știu, pentru că știu că există și în ziua de astăzi și nu bat în subiect, pentru că nu e... Nu e, depășește corect perioada Banfi, așa. Exact. De-aia m-am limitat la Roza Crucieni, care au o poveste fascinantă, fiind alchimiști, au niște simboluri foarte frumoase. Aceste simboluri Roza Crucieni se găsesc pe aceste monede din zona noastră. Măceș, Vara de Măceș. Care au fost designate, nu? Tot așa, da, să spunem, modern. Da. Au fost proiectate de Banfi. Exact. Practic, tot așa în carte apare când am fost întâlnirea în Germania. Exact. Nu? Da, el apare. Un cercetător englez spune că a făcut parte din... a participat la înființarea mișcării Roza Crucieni în Germania. Bine, dar Germania, și practic, noi zicem Germania că, da, ne referim astăzi, dar nu era titulatura asta Germania pe vremea aia. Da, Germania ca stat, efectiv, da. Este, cred că, din 1871. Așa este, așa, Imperiul Roman. Imperiul Sfânt, Romano-German, care se întindea pe Imperiul Sfânt. Exact, deci nu era neapărat, nu trebuie să înțelegem că era Germania, efectiv, cum o știm astăzi. Doar timp mai era. Ba da, și a evoluat ca și limba română, ca și maghiară, ca și toate. Deci bișengleza, până la urmă, nu că engleza, nu Shakespeare, dacă ar fi să citim... Tocmai toți am făcut engleză la școală și cunoaștem un alta. Dar dacă ar fi să citim un text original, da, din engleza veche, pe nu știu să înțelegi. Mai este un lucru interesant, faptul că Shakespeare a introdus 1700 de cuvinte noi în vocabularul englez. Și aici este un semn de întrebare. M-am uitat peste aceste cuvinte. Foarte multe au și o rezonanță germană sau o rezonanță latină, deci care iarăși pune să de întrebare cine le-a fi... Păi ca și personajul acela care seamănă cu Baronul Turzo, nu? Care era om de bază al lui Lisbona. Da. Și, de exemplu, tot așa mă întrebam, Castelul Banfi, da, din județul Cluj, nu are legătură. N-are nicio treabă, așa? Deci îi pur și simplu doar numele. Practic, Banfi Cuniades vine de la Banfi Cuniadi. Banfi Cuniadi este vechea de întâlnire a Huiedinului. Deci, cum a traduce, a veni Iohan Huiedinianul. Așa. Deci, probabil, el spune la un moment dat, într-o scrisoare, există o corespondență între el și cumnatul lui de la Baia Mare. Și am reușit să traduc vreo 3 scrisori din latină, în care spune că la un moment dat, nu în acele scrisori, un alt englez scrie despre Banfi că vrea să se întoarcă în locul natal al strămoșilor lui la Claudianopolis, adică la Cluj. Deci, e clar că Huiedinul are legătură cu numele. Corespondența, ca să revin la corespondența între el și cumnatul lui, era foarte interesant. E o latină veche, foarte greu și să traduc scrisorile. Spunea despre proprietățile care le are în Baia Mare și am văzut că un accent foarte mare punea pe viile. În jurul Băiei Mare erau vii. Și
tot spuneam să ai grijă de vie, să ai grijă de, nu știu, de sculele mele, de făcut monede, să ai grijă de cărțile mele, de scrisul mele. Deci e interesant așa ca... Pe erau valofiile, produceau vin, care da, se da, vedea da. Sculele, nu le găseam ca și astăzi. Exact. Pe toate exact. Gardurile, cărți la fel. Exact. Puține se tipăreau, cum să nu, pe vremea. Deci cu Castel Banfi nu are neapărat o legătură, am înțeles, numai acum... Bine, sigur asociez numele. Da, dar... Chiar cineva mi-a făcut cadou o sticlă de vin, mai este în magazin din Banfi. Da? Nu, deci a venit italian. Da. Exact. Ce sunt Castel Banfi în Italia. Deci există acolo. Da. Poate în a treia carte o să... Poate că... Faceți colecțiile și cu Castelul din Cluj și cu Italia. E istoria foarte... Păi mă gândesc că se poate dezvolta mai mult. Tot așa. Să zgormonezi, să mergi, să cauți, să vezi ce să faci. Practic e un puzzle. E un puzzle de tot. Găsești piesele, pui și începi să ai imagine. Exact. Și încă ceva de amintit foarte important, Biserica din Ungureaș. Da. Care are fațada exact cu acele coloane ionice, ca și Biserica din Londra, Sfântul Leonard, unde apare placa comemorativă a lui Ioanes Martir. Și mai este interesant, eu asta așa am pus-o ca un zona enigmatică, să zic așa, pentru că în carte este și un parapsiholog. Da, Călin. Călin, așa. Eu m-am, în perioada de vară, stau la Ungureaș. Și când am cumpărat acolo proprietatea, sigur, nu era un master, deci o necesitate pentru noi, dar mi-a plăcut foarte mult satul și priveliște de acolo. Și știu că mulți au zis, e la capătul satului, nu e bine ce ai făcut, în fine. Până la urmă, să descoper acea biserică, că este identică cu, ca și arhitectură, cu cea din Londra, să descoper că Universitatea din Baia Mare, Universitatea Banfi, s-a mutat exact unde locuiesc eu, în acel perimetru. Deci întâmplări care, să zic așa, coincidențe, să zic, dacă vrea. Da, deci chiar, da, am citit că s-a mutat în Ungureaș, dar nu știu exact. Exact, acolo, pe dealul Viei, unde stau foarte interesant. Într-adevăr. Da. Deci există așa cumva, a fost, există legea atracției, se spune. Da. Lucru care tot cauză, tot ăsta, ajungi că te conduc pielea acolo, așa, o zonă enigmatică. Dar Ungureaș nu intră în Oateu Baia Mare. Nu, dar sigur, e aproape de Baia Mare și ține de Comuna Bucurița. Îmi place foarte mult să stau la Ungureaș și îmi place foarte mult să vin la Baia Mare. Să fac aici cumpărături. Oamenii din Baia Mare sunt foarte, foarte calzi, foarte prietenoși. Mai întâlnești de acea comunitate veche de oameni care glumesc, acel umor mineresc. Deci îmi place foarte mult Baia Mare, ca și... Și Lisbona a avut casă și... A avut și casă Care ar fi exact clădirea? Este clădirea cea verde de la drumul principal. Acum, din păcate, statul de sub uniform. Dar nu știu că se va renova sau... Ar trebui pus să... Și este placă? Nu. Deci a fost casa Lisbona. Chiar am filmat, pentru că s-a făcut și un film după carte, am filmat o scenă acolo, lângă casă. Am avut două filmări în Baia Mare. Deci, de-aia zic, eu iubesc Baia Mare, ca și oraș, sigur, sunt băimărean și, în primul rând, sunt dat așa de Baia Mare, dar Baia Mare îmi place foarte mult, ca și ca arhitectură și ca locuitor. Păi, Baia Mare, ca și arhitectură și ca și zonă, să zic, cu dealurile astea, cu nimic mai prăjit decât un orășel din Austria, care îl caută lumea. Sigur, Baia Mare n-a avut spațiu geografic de dezvoltare. De-aia Baia Mare a avut locul unde poate
Așa, deci de-aia a avut. Dar, cred că Baia Sfântului a fost mai bogată. Pentru că se vede pe biserică. Deci, dacă tu stai biserica catolică din Baia Sfântului și cea din Baia Mare, e o diferență. Și îți dai seama imediat de bogăția care a fost aici, dar cred că spațiul geografic n-a permis dezvoltarea. Și e bine. Și e bine, da, e bine. Pentru că s-a conservat mai bine și e un burg foarte primitor, foarte, foarte curat. Poate fi o zonă turistică. Absolut. Și se poate trăi liniștit economic, vorbind, da, din turism. Da. Da. La un moment dat, chiar fostul arhitect șef al orașului Baia Sfântului m-a rugat, eu fiind biolog, să fac un inventar al plantelor sau copacilor care sunt în parcul cum mergem spre Cavnic, în partea stângă, parcul orașului. Un parc mai puțin cunoscut, dar care, dacă s-ar amenaja cu alea coase, am văzut că s-a mai ținut acolo festivalul orașului sau au fost niște încercări. E un parc fantastic. Sunt niște lucruri deosebite acolo. Cu siguranță că o să vină de după de aici. Sigur, cu siguranță. Ar fi păcat să nu se renoveze. E un parc. Da, și despre film neapărat. Da. Spuneți-ne ceva despre film. Acum orice roman își dorește, să zic așa, în filmele, să fie ecranizat, să faci un film după el. Am scris un scenariu, mă rog, adaptat după carte, pentru că filmul nu trebuie să fie identic cu cartea, dar, mă rog, trebuie să se apropie cât de cât. Și eram în căutarea unui producător de film. Am tradus scenariul și în limba germană și în engleză. Am avut discuții cu producători din Germania, din Anglia, din stat în Canada, Statele Unite. Toți mi-au spus, film istoric, film medieval, înseamnă buget enorm. Mai ales în Shakespeare există un, să zic așa, un precedent. Filmele istorice sunt gustate de un segment mai mic de populație și de anumită vârstă. Tinerii vor explozii, mașini, așa, deci, nu vor să-și folosească capul, așa. Mai băscut. Că așa o explozie o mașină, că se vârte în aer. Da, da, mă rog, da. Sunt multe acțiune, așa, e, mă rog, ține și de structura hormonală, poate. Așa. Și, până la urmă, îmi doream atât de mult să fac acest film, cât am zis. Trebuie să fac cumva, trebuie să fac acest film. Și dacă fac așa pe contracta, pe buget minim. Pe buget minim, așa. Și am găsit la Cluj un profesor de cinematografie, pe dr. Ianoș Tarcani, care a intrat în jocul nostru, pentru că noi am făcut un fel de fan club al cărții, adică un fel de prieteni cărții, unde s-au adunat persoane care le-au făcut foarte mult cartea. Și care ne întâlneam, povesteam despre carte, despre următoarea carte, povesteam despre istorie. Deci erau pasionați de subiect, să zic, de subiectul istoric al orașului Baia Mare. Și atunci am aruncat provocarea lor dacă vreau să joace film. Și au fost foarte încântați. Sigur, toți au zis că va fi nu ei. Unii au spus, asta e un eșec clar, n-are rost, actori amatori, n-aveți experiență. Negativismul. Da. Și profesorul Tarcani a venit și a zis, nu, hai să încercăm. Și a zis, hai că încercăm cu 3-4 scene, hai vedem ce este. Și după ce a filmat 2 sau 3 scene, dusul le-a arătat colegilor lui de specialitate și era foarte uimiți. Și tu ziceam, cine e actorul ăsta? Că știu de unde luat. De ce nu e actor? Că e avocat? Sau că e medic? Sau că e farmacistă? Așa. Și atunci am prins curaj, zic, uite, hai că merge mai departe. Așteptările noastre n-au fost, sau așteptările mele, să zic, ca și... Da, ca și autor al cărții. Ca autor al cărții, n-a fost de a merge cu acest film, știu eu, foarte departe, sau
Am vrut să facem pentru noi, pentru sufletul nostru, n-a avut și nu are nici acum o viză financiară. Și știu că urmeam cu unul dintre actori și prieteni care joacă în film și care are o grădină frumoasă la Tăuți Măgăreuși, unde mai organizează și el așa activități culturale. A spus, zice, când e gata filmul, mergem la mine, luăm popcorn, bem o bere și plecăm la film. Deci asta a fost așteptarea noastră. Și după ce a fost gata filmul, mi-am dat seama că e un pic mai mult. Adică e un... Și tot așa, dintr-o, hai să nu zic, o glumă, m-a întrebat regizorul, hai să-l înscriem la un festival. Unde să-l înscriem? Mi-a zis, la Hollywood, unde să-l înscriem? Adică mergem în cetatea filmului, să vedem dacă... Sigur, poate eu ne-am considerat că sărit ca lucrat tare. Și surpriza a fost, m-a sunat în 5 ianuarie și zice, păi, ce vezi că ne-am fost selectați. Unde? Păi ce la Hollywood. Bun. După încă o săptămână, vine că suntem în finală la Hollywood. Sigur, am rămas toți uimiți de acesta. Automat, pe platformă, există o platformă a festivalului de film. Ne-am trezit la Tokyo, finaliști. Panel mare primul la Londra, la Festivalul European de Film. După aia la Atena. La Atena am concurat cu un film foarte celebru al lui actor italian mai vârstă. A jucat el în Catani. Poate mă ajutați. În Darsus. În la Piovra? Ca cel Catani sau? Da, actorul, dacă nu-mi scapă acum. Nu mai știu. Așa. În Suedia am luat mare premiu la un festival, am concurat cu actrița Jean Collins, un film englez. După aia în Bali, în Indonezia, în Lacan, nu festivalul Pandor, ci un alt festival de Lacan. Cannes, probabil că este tot timpul dintr-un festival în altul. Da, da, așa. La Moscova, ce să zic, deci... Extraordinar. Da, deci acum urmează un festival în Australia, la Perth, și știu că mi-a spus cineva că vedeți că nu sunteți pe... Că cineva a zis că filmul nostru este deja pe toate continentele. Nu poate fi pe toate, că și Antarctica este continent. Așa. Și atunci este ok, este într-adevăr, este așa. Și am căutat și am găsit tot ce m-a dorit în Antarctica. Este un bază de cercetare argentiniene, are acolo un cinematograf. Și am spus, o să ofer acum filmul și acolo. De-aia sunt buni haterii ăștia care te stimulează ca să găsești soluții și am spus. O să rog să trimită și două, trei poze de acolo din Antarctica să arate că... Da. Deci e bucuria faptului că ceea ce s-a făcut e apreciat. Și valoarea unui film e dată de spectatorii care se uită la el, de numărul de spectatori. Deci nu de încasările de pe film. Pentru că, din păcate, cinematografele, apariția și a pandemiei, și apariția acestor televiziuni de video on demand, sau cum se cheamă... Gen Netflix, așa. Te face să ai cinematograful acasă, nu mai trebuie să... Așa, și... Dar, cred că, totuși, locul cinematografiei rămâne, adică plăcerea de a merge la cinematografie va rămâne în continuare. Exact ca și în plăcerea de a citi o carte din cauza fascinației hârtiei. Toți s-au mizat că în timp vor dispărea cărțile și ziarele. Nu o să dispară pentru că există o fascinație a hârtiei. Poate ați văzut, a fost un film în care Omul Norilor sau așa ceva,
când pământul este înconjurat de apă și erau doar bărci, o cetate plutitoare și erau, toată lumea era, vrea să facă rost de combustibil pentru barcă. Și nu prea aveau bani și la un moment dat a venit cineva și a oferit o bucățică de ziar. Și știu că la tipul ziarului și la tot pipăit și la tot mirosit și așa, există o fascinație în hârtie. Deci oamenii au plăcerea de răsfoi, de a pune mâna pe tactil, să fie, da, da, hârtia. Se creează o legătură cu la organică. Cu organică, cu carte. Nu e tot una ca și cum am citit pe o tabletă. Pe o tabletă, da. Plus că obosești, da, ochii obosesc. Multă lume a spus, zice, te rog, nu trimite cartea în format electronic, pentru că nu vreau să citesc cu calculatorul. Da. Deci, îmi place cartea în formatul clasic. Da, sigur că segmentul ăsta de e-book e în creștere. E, pentru tineret, cred. Pentru tineret e în creștere e-book-ul și mai este audiobook-ul acum foarte... Și audiobook-ul are, cred că, un potențial foarte mare. Pentru că lumea merge tot mai mult în mașina, stă în trafic, stă în blocaje, exact, stă așa. Și atunci ascultă... Sau chiar seara la culcare. Da, să ascultă o carte. Deci audiobook-ul are, cred, un potențial foarte mare. Da, audiobook-ul pripoși. Și această carte vreau să transform în audiobook. Da. Că văd că asta e tendința pe viață. Foarte, foarte frumos. Deci, vedeți, s-a creat pe toate continentele, nu? Poate domnul Walter. Lipsește Antarctica. Antarctica sau Antarctica, dar va fi cinematograf. Noi o plăcut, deci e clar. Și ca să vedeți relația Baia Mare, Baia Scrie, Cavnic, Băiuț, și bineînțeles acum întreg Maramureșul, că nu face nicio diferențiere, ca să vedeți unde a ajuns pe toate continentele prin această carte a domnului Walter Ueberhart. Și de aceea, cel puțin eu, vă recomand să o citiți, pentru că n-o să vă pară rău, este extraordinară, foarte bună. Și, din fericire, va mai fi și a doua, și a treia, da, a patra, pentru că se poate dezvolta subiectul, cred că. Da, a doua carte, doar un minut mai vreau despre asta, sper să iasă cât de repede și care e focusată pe Baia Scrie foarte mult. Perfect. Perfect. Deci, da, pentru că mulți urmăritori ale acestor emisiuni din Baia Scrie, de la Casa Secretorii Baia Scrie, sunt din Baia Scrie. Da. Și atunci, da, într-adevăr, o să fie ceva mare. Și este extraordinar de important că cumva zona asta a ajuns pe harta lumii, da, nu? Da. Pe harta artistică. Da. Mai ales. Da. Pentru că așa e mai... Asta poate să facă turism, de exemplu. Este, deci are și efectul comercial. Absolut, absolut. Există deja o firmă de turism care vrea să le facă traseul. Și legat de, că spuneam, de Baia Mare, Baia Scrie, Cavnic, Băiuț, să știți că Sighetul ne-a ajutat foarte mult, orașul Sighet. Atât prin oameni care au jucat în film, cât și prin costume. La Sighet este un oraș cultural. Trebuie să recunoaștem. Cuiul din Sighet. E un oraș cultural. Da, da. Monumentul acela este extrem. Dar e un oraș cultural și acolo am găsit oameni foarte frumoși care au pus extraordinar de mult suflet în acest proiect. Și asta m-a bucurat că s-a creat o legătură frumoasă, o punte între Baia Mare și Sighet. Da. Din acest film. Da. Deci a fost așa o... Foarte multe s-au creat. Da. Prin film. Deci, inițiativa este extraordinar. Extraordinar, pentru că, cum vă zic, din foarte multe lucruri. Și implicit, de ce nu, cum am zis, accesoriul comercial, da, nu pentru noastră, cum am spus, că n-ați făcut-o pentru bani, nici fiind, nici cartea, corect, dar pentru oamenii obișnuiți care poate, la un moment dat, da, vor avea un venit de pe urma turismului, exact, de pe urma acestui lănțișor al locurilor. Să știți că în turism, la ora actuală, merge foarte mult, turismul actual va merge tot mai mult pe o poveste. Da. Lumea merge să se vizitează un oraș vechi și mai departe, iar ghidul respectiv îi spune tot felul de date despre când s-a construit acea biserică, când s-a construit nu știu ce, în ce an s-a făcut. Aceste multe date o postesc. Există o expresie care îmi place.
produc prin digestie mentală. Uh-huh. Așa. Și atunci e foarte la mod acum, vizitezi o localitate și un ghid, mergi pe filmul unei povești. Și la Sighișoara, de exemplu, festivalul medieval înainte, era muzică, sigur, care o atracție, dar erau foarte multe povești de-astea istorice și mai departe. Acum, și acolo s-a creat o poveste cu o săsoaică care nu știu ce a făcut. Deci, la Breb, la fel. La Breb, care... Brebul nostru, Brebul nostru. Cum să nu? Deci, pe o poveste, pe romanul unui englez, așa, atrage 10.000 de turiști pe an. Deci, în viitor, oamenii sunt atrași de povești. Deci, povestea este foarte importantă în turism. Da, da. Da, da. Așa este. Da, trebuie să încheiem discuția cu domnul Walter. O discuție extraordinară care sunt convins că ar mai putea dura încă 3-4 ore. Dar, ne mai întâlnim. Nu-i problemă. Ne mai întâlnim. Absolut, absolut, pentru că sunt foarte mult de zis. Vă mulțumim și, ca de obicei, să revenim cu alte și alte subiecte importante. Zic, eu cred, eu întotdeauna.